am avut un concert aseară și dimineața m-a trimis aici. Domnii polițiști neverificat, eu sper că n-am văzut prea mult, dar se mai întâmplă. De ce ai fost oprit în trafic? Cred că am depășit un pic viteză legală. Nu-i așa, domnul? Am depășit un pic viteză legală? Puțin, da, puțin. Asta. Și în schimb ce ați primit? În schimb am fost foarte drăguț primit, am primit flori și niște cadouri frumoase de 8 martie. Apropo, tuturor femeilor, tuturor mămicilor, pentru că și eu sunt mămica și îmi pare tare mult, sunt puțin emoționată că nu vă așteptam, credeți-mă, aici. Le urez la mulți ani și multă sănătate, fericire și să ne aducă numai bucurii copiii noștri. Bravo, bravo! Ce planuri de viitor? Planuri foarte mari. Săptămâna viitoare mă puteți urmări la televizor, pentru că vă lansa noul meu single, care se numește So Sexy. Și o să fac turul emisiunilor, o să facem un show, o să facem multe, veți avea parte de multe surprize. O să avem și niște discuții, o să știți că ceva s-a schimbat și în viața mea pe plan profesional, lucru care contează foarte mult pe urmărit pentru cei care doresc concerte pe viitor.